Este evident că el scrie în scrisoarea noastră cea de toate zilele cu conștiința necesității de a reconstitui obiectiv o parte a istoriei noastre recente, ocultată zeci de ani. Prima motivație o reprezintă însă datoria de a restitui memoriei colective pe cât mai mulți dintre camarazii cu care am pățit suferința carcerală, dar și pentru a nu lăsa să se cufunde în amnezia istoriei chipurile torționarilor. Memoria uluitoare, tonul optimist, puterea de a fi păstrat în memorie, în special faptele pozitive, obiectivitatea dovedită în prezentarea mai multor puncte de vedere asupra unei situații, sunt tot atâtea mărturii că umanitatea sa a rămas neschilodită în ciuda sistemului de distrugere la care a fost supus. Mulțimea faptelor consemnate este copleșitoare, totul fiind înregistrat cu acuitatea celui care și-a exersat vreme de 12 ani cele 5 simțuri în a percepe și decodifica tot ceea ce mediul ostil. Geologilor, dar nu în ultimul rând criticilor literari. Chiar dacă intenția scrierii nu a fost una cu miză estetică, funcția estetică a textului respiră din fiecare pagină. Precizia cu care taie fraza, viteza narrativă adecvată faptelor relatate,